Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție Europa Cristiană. Este o ediție specială, pentru că acum câteva zile, marți 5 decembrie, s-a stins din viață regele Mihai I al României. Și asta aproape că ne obligă pe noi o emisiune dedicată culturii, civilizației europene, fundamentelor creștine ale civilizației europene, să avem o reflexie, un gând pe marginea destinului, dacă vreți, acestui foarte important om în istoria României, pe marginea ideii de monarhie în general, și o facem această emisiune nu atât ca o obligație, o resimțim, cât ca un omagiu pe care vrem să-l aducem acestui om și ideii pe care, într-un fel sau altul, a încercat să o încarneze. Se află în studioul nostru pentru această discuție domnul profesor Toader Paleologu. Bine ați venit, domnule Paleologu, în această zi, în fine, mohorâtă într-un fel. Sigur că da. Mohorâtă e o mare tristețe, deși ne așteptam cu toții de luni de zile să se întâmple acest lucru, iar în ultimile săptămâni se precizase din ce în ce mai clar această perspectivă. Și cu toate astea, E foarte trist, nu numai pentru că ne părăsește un om minunat, ci și pentru că se încheie cumva un ciclu în istoria României și dispare un reper. După părerea mea, este cel mai important reper al societății românești. Că nu ne-am raportat suficient la acest reper, asta e altă socoteală, dar era principalul reper pentru societatea românească. Că nu ne-am raportat mai mult, dar asta e vina noastră. Domnule profesor, uh, regele Mihai a avut un destin uh, tragic, s-au repezit foarte mult să-l numească, pentru că sună bine, așa să spui, despre regii uh, care petrec mulți ani în exil, uh, regii care sunt forțați să abdice. Uh, au genul un genul King tragic. Lear. Da, genul, regele că e, numai că, e altceva. Că nu e la fel, e nu, nu e l-a l fel trădat deloc. nimeni pe regele Mihai din fel. familia nu lui. Nu e la fel deloc. Dar vreau să vă spun că ceea ce mă, mă, pe mine mă, mă impresionează la destinul, la, destinul acestui om este un fel de sincronicitate între ceea ce a trăit el biografic și ceea ce s-a întâmplat istoric, nu numai cu țara noastră, cu continentul nostru. Regele, cum știm, regele Mihai s-a născut în 1921 la Sinaia. Tatăl lui era Carol al doilea, la vremea ce era principe moștenitor, pentru că rege era încă Ferdinand, iar mama lui era prințesa Elena. Carol avea 28 de ani, prințesa Elena avea 25 de ani, când Mihai I s-a născut. Un tată foarte dificil. Nu? nu mă pot eu băga în relația dintre ei, dar ce știm, da, e, într adevăr ne poate duce în direcția asta. E vorba de, mă rog, de separarea de regina Elena de aventura faimoasă cu Elena Lupescu, evident că toate lucrurile astea l-au marcat pe regele Mihai. Și mai cu seamă conflictul dintre părinți. Acum să ne înțelegem, Carol al Doilea era foarte supărat pe regina mamă, pe mama regelui Mihai, din pricina atitudinii ei în 26, când el a fost îndepărtat de la succesiune. Aică există și această componentă, o profundă ranchiună pe care Carol al Doilea o avea față de... Da, dar el a fost îndepărtat de la succesiune, să ne amintim, pentru că el însuși Uh, sigur că da. Aici nu, nu analizezi un, cine are dreptate și cine nu. Sigur și că da. Dată, uh, decizia lui Ferdinand de a-l îndepărta de la uh, uh, Pardon, pardon, că decizia e ceva mai uh, complexă. E vorba de uh, Brătianu, care a fost foarte importantă în povestea sigur, asta. Sigur, sigur, sigur. Ferdinand nu era omul care să ia decizii uh, de capul lui. Uh, e unul dintre oamenii cei mai indeciși uh, din istoria acestei țări. Și cu toate astea e remarcabil ce a făcut Ferdinand ah, Eu înțeleg oamenii indeciși Pentru că nici eu nu stau foarte bine cu luatul de decizii mm -hmm. Vă dați seama cât de mult a suferit omul ăsta Din 1914 până în 1916 Gândindu-se că trebuie să ia o decizie uh, Absolut enormă, enormă Iar după ce a luat decizia respectivă Îmi imaginez cum s-a tot gândit Că dacă n-a făcut bine pentru că oamenii indeciși așa sunt. Întâi se macină interior până iau o decizie, iar după ce au luat decizia, aia, se gândesc dacă au făcut bine cât, sau nu. Cu atât mai mult cu cât, în cazul acelei decizii, să vorbim despre ce e vorba, e vorba despre decizia de a intra în primul război mondial de partea uh, uh, anglo-francezilor, să spun, și nu de partea. Uh, și a Rusiei. Și a Rusiei, și nu de partea Germaniei, cum toată lumea se aștepta că după acea decizie, în primii ani, lucrurile au mers foarte, foarte prost. Foarte suficient de sigur prost, prost, prost că da. omul să se gândească, am dat-o. S-a perpelit, vă dați seama. Uh, bietom a murit de cancer da. uh, și multe lucruri l-au măcinat. Uh, cu siguranță și problemele legate de, de, de fiul, său, uh, fiul lui, da. lui da. pentru că nu era la prima boacănă. Mai degrabă da, da. se boacăna cu, în primul uh, mondial, cu, cu domnișoara simplu, Lambrino. Pur și simplu dezertase, adică după toate regulile militare. Bun. Deci, un tată. Complicat, un tată dificil un tată și în același o personalitate... timp admirat. Dacă ne uităm la uh, amintirile regelui Mihai despre Carol al II-lea, au și elemente frumoase. Uh, vedem și admirația lui pentru Carol al II-lea, pentru inteligența lui Carol al II-lea, pentru cultura și, lui, pentru rafinamentul uh, cultural. Pentru lui grija cu care a gândit programul educațional uh, pentru fiul lui. Da, da, da. Adică uh, el îl și admira pe Carol al ii dar evident că sunt niște supărări foarte profunde, niște răni din copilărie. Pentru că mai e un lucru, un, un copil nu stă să analizeze cine are dreptate și așa. ce s-a întâmplat exact. El resimte o lipsă foarte mare, un gol îngrozitor. Bun, ne uităm în jur. Sunt oameni afectați foarte profund de divorțul părinților, părinților de separare. Sim. De altă cred că e prilejul să ne și gândim la lucruri care țin de viața noastră. Când vorbim de regele Mihai, nu vorbim doar de o pagină de istorie sau de un capitol important da. din istoria României. Vorbim de un om care poate reprezenta un model. Din punctul meu de vedere, regele Mihai și regina Ana sunt un model de fidelitate conjugală. A, sigur, După sigur, cum, sigur. evident, Carol al Doilea este, din punctul ăsta de vedere, un antimodel. Anti e un sigur. model din alte puncte de vedere. Consider că România... N-a mai avut politică culturală demnă de acest nume de la Carol al II-lea. Mm -hmm. Însă revenind la regele Mihai și regina Ana, era un cuplu simbiotic, un cuplu extraordinar și se completau într-un mod nemaipomenit. Uh, regele Mihai uh, era, uh, cum știm cu toții, taciturn, rezervat, hieratic, aș spune. Persoana lui avea ceea ce Thomas Mann numea augustitate uh -huh. dar, și care iradia. De-al uh, din mii de oameni, l-ai fi recunoscut că el e regele. Da? Pentru că fi, persoana lui emana această augustitate. Însă o augustitate rezervată. El nu vorbea mult. Era foarte uh, tăcut, uh, foarte interiorizat, poate chiar melancolic. În schimb Regina Ada era foarte vorbăreață, foarte populară, foarte simpatică, apropiată de oameni, genul de persoană care să bea o bere cu bodyguards. Uh -huh. Da? Și nu uh -huh. nu povestești ceva imaginar. Da, da, e, da, am văzut, da. Da, cum stătea de vorbă cu oameni simpli, spunea bancuri, da? se completau foarte bine. Uh, Mihai I devine rege prima dată în 1927. Când moare, A murit Ferdinand, bunicul lui. Tatăl lui, cum am spus, era undeva pe coclaur prin Europa, exclus de la, de la domnie și Mihai uh, avea șase ani. Se face, prin urmare, o regență împreună cu Principele Nicolae, care era unchiul lui, cu patriarcul Miron și cu Gheorghe Buzdugan, care era atunci președintele în alte curs de casații. Bun. E, și începe o perioadă uh, Trem de tulbure în viața politică românească uh, și în toată Europa. Uh, un alt lucru care uh, pe mine mă, mă uimește la bio, în, în biografia lui este că ea poate fi văzută ca un veritabil barometru, dacă vreți, al temperaturii politice europene. E fascinant nu doar că există aceste legături de sânge între toate dinastiile, între toate casele regale din Europa, toți sunt rude cu toți într-un fel sau altul, dar această legătură de sânge aduce într-un fel, cel puțin de la un moment dat încoace în, în istoria Europei, aduce la un fel de sincronicitate în destinele lor. E ca și cum pulsează undeva în adânc același ritm istoric. Când începe, încep vremurile să se strige, să se strice în Europa, păi se strică pentru toți, case regale de toate felurile, partide politice de toate felurile și așa mai departe. Și în 1930 tatăl lui revine în țară. și a fost mare bucurie când a revenit Carol în 8 iunie 1930. Mm -hmm. Manifestații imense în București. Deși, să ne aducem aminte, partidele politice erau destul, erau, cum să spun, opuse în. Nu, nu, așa? era establishmentul PNL, ostil nu lui era Carol. Ostil, e, mai exact, linia veche, brătienistă din PNL. În PNL a apărut destul de repede o tendință favorabilă lui Carol al Doilea. Național, țărăniștii nu s-au fost de la început favorabil. Categoric, Mariu, da, pentru că da. ei considerau că eliminarea lui Carol de la uh, succesiune este opera uh, lui Brătianu. Ei așa vedeau lucrurile. Aveau parțial de dreptate, nu în întregime, dar parțial era uh, ceva în uh, interpretarea asta. Dar dacă tot vorbim de manifestațiile din uh, 1910, uite, e un teolog important, Nichifor Crainic. Nichifor Kreinic a fost uh, printre uh, cei mai vocali susținători ai așa zisei restaurații carliste. De ce nu mă miră? Da. Nu, nu mă miră nici pe mine. E un personaj cu multe uh, da. valențe, da. Da. Uh, dar e un important teolog. În fine, în 1930 însă lumea e bucuroasă, Carol e vine, dar în, în familia uh, micului încă, micuțului încă Mihai întâi, să nu uităm, avea 9 ani, se întâmplă o ruptură puternică, pentru că odată cu venirea lui, Carol. Decide să o exileze pe mama lui lui Mihai, pe regina Da, Manoarele. asta e probabil cel mai traumatizant aspect. Ea sigur. se duce la Florența și rămâne acolo, având interdicția de a-și vedea copilul. Urma să o vadă o lună sau două pe an și atunci sub strictă supraveghere oamenilor curții. Cumplit, nu? La 9 ani să trăiește așa. Evident mai... că da. 1940, Carol se răzgândește din nou sau e răzgândit, abdică și pleacă pentru nu, a Nu, este, este trădat de Antonescu. Da, este trădat de Antonescu, dar România este într-o situație cumplită în 1940. Evident și... că da, iar um, legat de Carol al doilea, imaginea lui e așa cum e, din pricina acestui final dezastros în 1940. Acum, Mare brânză, altceva nu văd să fi putut face. Uh, e, el a încercat din răsputeri să evite dezastru uh, între 38 și 40, asta încearcă da, regele poate, Carol, poate, să evite dezastru. N-a reușit, da, putem, nu i-a putem, ieșit. Putem, putem să-i reproșăm, de pildă, că a avut grijă să, să, să se debaraseze de oameni foarte buni, care poate ar fi fost extrem de utili. Uh, în chestia asta, pentru că, în general, prăbușirea asta din anii 38 40 cumva se pregătea România, intrase într-un fel de ambiguitate în, în raporturile, în relațiile politice și strategice din Europa timpului, care oricum erau fluide. Uh, poate că dacă se mergea pe o linie de tip Titulescu. Nu, nu cred. Uh, uh, nu. Aici nu sunt de acord. Direcție uh, bună, teza în lui Titulescu uh, pentru susținerea tratatului cu Uniunea Sovietică nu stă în picioare. Nu numai, nu numai. Uh, uh, eu. Carol II acesta... a fost mult mai uh, realist în uh, povestea asta. Uh, problema e alta. Ce se întâmplă între 38 și 40 e încercarea disperată uh, a regelui Carol de a salva ce se poate salva. Și n-a reușit, pentru că dacă te uiți pe hartă, îți dai seama că nici nu avea cum să reușească. Dar a încercat, omul a încercat, s-a luptat cu destinul cumva. Nu i-a ieșit, a făcut și crime oribile, dar sunt lucruri foarte urâte care s-au întâmplat în 38-39, oribile. Dar nu despre asta e vorba. Uh, nu, dar încercăm să controlăm un pic atmosfera în care a trăit și a crescut Mihai, care, iată, Sumbra, în, dificilă. În, în 1940, repet, Mihai avea 19 ani, uh, redevine rege sub mâna de fiera lui Antonescu. Cu alte cuvinte, uh, după o regență în fine în care multe lucruri nu avea de făcut, că bietul om avea 6 ani, la 19 ani, Tatăl lui dispare din nou în, mod, în modul în care dispare și dă de acest personaj teribil, mareșalul Ion Antonescu, care, practic, îl pune rege și îl ține sub control, sub presiune și îl și disprețuiește. Da, acum, legat de cât îl disprețuia, putem vorbi mult și bine. Totuși, ca, generalul pe atunci, Ion Antonescu, avea un respect profund față de instituția uh, monarhică. Uh, asta o avea. Uh, asta este de mai parte... degrabă față de mama al... regelui Exact. Pe de, de... de... Corect. Pe de altă parte, ca toți uh, egocentricii, ca să nu spun megalomani, uh, avea tendința de a-i subestima pe ceilalți. Uh -huh. Și e foarte clar că l-a subestimat pe regele Mihai. De-al un document interesant sunt discuțiile de la masa lui Hitler, cele adunate de Bormann în timpul războiului și vedem admirația lui Hitler pentru Antonescu și disprețul lui pentru regele Mihai, care îi confirma ideea că monarhiile sunt învechite și absolut inutile în zilele de atunci. Da? Și de-al minte, și cu asta închei, Hitler mai spune și de români. Uh, uite, Ion Antonescu e formidabil, parcă ar fi neamț. Ce păcat că are un popor atât de neserios, uh, corupt uh, și uh, deprins cu relele, cu furtișagurile, corupția și așa mai departe. Da, spune lucrul Ma, ăsta e destul de interesant. Nu că n-ar fi adevărat, dar totuși să. să ai uh, un neamț de tipul lui Ioan Antonescu nu e deloc. O... Nu. <laughs> o binecuvântare <laughs> pentru. Nu, și pentru admirația nimic. lui Hitler nu este A un certificat niște, de, de nimic, este, da. Terminat. Bun. Uh, 1944, toată lumea știe momentul de la 23 august, rolul Da, toată lumea decisiv. știe, numai că trebuie să înțelegem un lucru. E un om de 22 de ani uh -huh. care are curajul să facă ceva extraordinar în momentul în care liderii partidului se dădeau... Partide lor. lor, da. Mă refer în special la Maniu și uh -huh. Dinu Brătianu. Dădeau din colț în colț. Își dădeau seama că trebuie făcut ceva, dar nu aveau curajul să asume o asemenea decizie. Regele a acționat singur și pentru că nu se putea altfel. Uh, Armata Roșie era deja pe teritoriul României. Uh, Ideea că puteam rezista pe linia nămoloasă da, a da, 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 este un mit. Ce, da, un mit, e propagandă pură. Dacă nu făcea regele ce a făcut pe 23 august, România era făcută harcea parcea. El a salvat unitatea României. Da, pentru că. Vorbim de 1 decembrie, sărbătorim centenarul. El, prin ce a făcut la 23 august, a salvat unitatea României. Și a salvat România de prăpădul pe care l-ar fi făcut Armata Roșie al Mintei. Să vedem ce au făcut. Nu că n-ar fi făcut oricum. Nu, nu, nu. Un moment. Pentru că ei au, când au intrat în Bulgaria, au împușcat pe toată lumea. Dar la noi totuși n-a fost așa. Au fost luat ă, prizonieri, câteva zeci de mii în, imediat după 23 august, au fost într-adevăr, cum știm cu toții, jafuri, omoruri, violuri și așa mai departe, dar n-a fost urgia din Bulgaria sau din alte teritorii ă, în care ă, armata roșie și-a făcut simțită prezența. Regele Mihai a încercat și a și reușit să țină pe loc să întârzie cât de cât instaurarea deplină a comunismului în România, el a fost lăsat baltă. El a, lăs a fost lăsat în offside, de către aliați, de către americani și britanici. A, asta este realitatea. Sunt, aici nu sunt de acord cu punctul A fost lăsat de în offside. El a nu sperat nu, nu că îl vor sprijini. Nu sunt de acord cu punctul ăsta de vedere, mai ales că e o teză pe care o văd foarte răspândită și, după părerea mea, este în continuare produsul unei mai vechi propagande despre al doilea război mondial din vremea lui Adică concret, și anume teza uh, unei trădări anglo-americane care ne-a lăsat a, nu, de... eu nu aș folosi nu, termenul de trădare, adevăr, pentru că, că nu avea obligații față este de noi, nu, a... N-avea obligație față de noi. Doi uh, România fusese totuși până mai ieri adversarul lor. Uh, trei, uh, era o înțelegere clară între aliați. Clară și când spun clară, spun că a fost pusă în clar încă de, de la Teheran 1941-42 și așa mai departe, că acolo unde ajung trupele celor de aliați pornind dinspre și pornind spre vest, rămân zonele lor de influență. Da, dar prin urmare, un, un, un prin moment, urmare, prin urmare nu că acest nu... un moment, asta nu înseamnă că acest aranjament are ceva moral cât de puțin. Este o oroare. N-am spus. Eu ceea, ce spun, eu ceea ce spun este că n-a existat nicio obligație nu, ca să dar putem nu vorbim vorbi de, de o trăndare. Aici vorbim de o gravă eroare săvârșită de niște oameni al mintei admirabili care se numesc Roosevelt și Churchill. Eu nu cred că este o gravă eroare dintr-un motiv foarte simplu și vom depăși momentul ăsta, că nu despre asta vorbim. Dintr-un motiv da, foarte ceva. simplu. Este inclusiv uh, părerea regele Mihai. Așa cum, inclusiv regele Mihai spune că a fost lăsat bal. Eu cred altceva. Eu cred că uh, să pretinzi anglo-americanilor români... Da, 14... Păi lăsați-mă să termin frața. Să pretinzi anglo-americanilor este 145 să continue războiul cu sovieticii ca să elibereze popoarele pe care sovietice le... teritoriile pe care sovieticii dominau, era... O aberație și nimeni nu mai avea chef Bun, de da, un nou am, am o nou război. E totuși legitim să țipi când te doare? E legitim să țipi când ești băgat în închisoare, Corect. când ești ucis, torturat este, și așa mai departe? Este, e, de. Asta fac și eu, asta făcea și regele Mihai când spunea că a fost lăsat baltă. Asta spunea. Pun, încă o dată. A, putem să spunem sigur. Aici că nu fost e vorba de o obligație. Nu e vorba de o păi obligație. A lăsat baltă asta înseamnă. Trebuia să mă ajut și nu m ai ajutat. Nu trebuie mm. să te ajut. Asta era conjunctura. Și eu mai e ceva. Când dumneavoastră îmi spuneți că în 1938-40, Carol, Carol al doilea, nu în control. Asta era harta. Așa se mișcau lucrurile. Vă rog să folosiți același tip de logică și pentru 1944-45. Asta era harta. Așa uh, erau lucrurile. Da, sigur, asta era harta, dar uh, um, totuși. Uh... După aia au fost tocmai responsabili americani și britanici care au reanalizat situația respectivă. Da? Nu au fost nici ei neapărat foarte fericiți cu rezultatele nu cine politicilor. Cine putea fi fericit? Cine putea fi? Da. Dar ce altă soluție exista, rațional, Nu exista. Singurul lucru pe care l-au făcut și l-au făcut au fost să-l oblige sau să-l determine pe Stalin să semneze o hârtie, pe care evident că Stalin a -a este da. Stalin a semnat o fără să o respecte văscut. Da? Uh, în care se asigurau popoarelor și țărilor pe care cele două uh, uh, forțe armate care nu spre și vest, împotriva lui Hitler le dominau, să le asigure independență da, și alege liberație. E limpede că, că, că mai mult decât, decât, decât atât nu puteau să... Da. Uh, oricum, uh, discuția noastră de Adinauri nu e deloc relevantă. Uh, problema e alta. Ce avea regele în cap între 44 și 47? Uh -huh. uh, și în cheia asta vom înțelege foarte bine care au fost pașii lui, care a fost atitudinea lui. Uh -huh. El a rezistat cât a putut ingerințelor sovietice. În martie 46, apoi a venit greva regală, au fost manifestațiile din 8 noiembrie. El încerca să-i țină pe loc, să întârzie uh, avansarea tăvălugului comunist, în speranța că se va produce ceva, că se va produce un reviriment uh, în partea occidentală. E, e, e cel mai Revirimentul s-a produs, dar nu ne-a inclus pe noi. Da? Deci, aici vreau să spun care important e ce era în capul lui și de ce a făcut ce a făcut, și faptul că el a încercat și a și reușit până în 47 să întârzie instalarea de plină a comunismului în România. E foarte important pentru că vorbeam înainte de emisiune și spunea, ziceați, o femeie de serviciu. Da? Că ce a făcut ăsta pentru România? A făcut da, enorm. Frate, a, a făcut 23 august, fără de care nu sunt sigur că rămân, România rămânea întreagă, mă uh rog, -huh. fără Basarabia. Nu sunt sigur de lucru ăsta. Uh -huh. nu era un lucru obținut și garantat uh -huh. așa. așa. A, a evitat uh, un cum să spun, un măcel care s-a produs în Bulgaria, uh -huh. și în Ungaria s-a întâmplat acest lucru, a evitat un măcel în 44, iar apoi, din 44 până în 47, a întârziat cât a putut instalarea de plină a comunismului. Sunt, Mi se pare enorm. Sunt, e un om cât poate să noastră. facă de un mai un mult de atât. La 23-26 de, de ani. De ani. No, no. E extraordinar, extraordinar. are vârsta fiului meu. Da? Oricât ar fi fiul meu de deștept, simpatic, talentat, cum să mi-l imaginez ținând piept lui Vâșinski, ținând piept lui Groza, lui Dej și în ultima instanță lui Stalin. Este extraordinar, formidabil. Acest om pe care atât de mulți l-au subestimat, l-au considerat un nătărău, un gângav sau mai știu eu ce. Omul ăsta la 23, 26 de ani a făcut ceva absolut extraordinar. Și nu un, doar un lucru. Da? O serie întreagă de acțiuni care sunt absolut impresionante. Sunt, de acord cu dumneavoastră. Asta e valoarea la care subscriu și eu. A, 1147, știm toți detaliile, regele e forțat să plece în exil, abdică, se instaurează Republica Populară Română. Și acum începe o, o propagandă uh, perfidă uh, care a ținut în România vreme de, nu știu, două, trei generații, și astăzi, încă pentru că ați evocat uh, ceea ce v-am spus, sunt oameni care vorbesc despre regele Mihai exact cum vorbeau gazetele comuniste în anii 50, 60, 70 și chiar și în 80, într-o manieră, sigur, mai, mai subtilă. Uh, și anume, regele Mihai n-a făcut nimic pentru România, regele Mihai a plecat cu vagoane de aur, uh, ba chiar s-a spus că în anii următori era și discret stipendiat de Partidul Comunist din România să tacă din gură pe acolo, prin Elveția, uh, toate aceste ticăloșii, toate lucrurile astea au prins. Și este uimitor da, că prins la 30 de ani după 1989, când vorba ce am putut toți citi și am putut să ne, să ne, să vedem cum au stat lucrurile. Evident că s-a schimbat pulsul opiniei publice în relație cu regele Mihai. Ca dovadă ce se întâmplă zilele astea când practic toată presa, toate mediile de, de exprimare publică uh, sunt îndoliate și sunt în, în, în cum să spun, când aceeași muzică în ceea ce privește pe regele Mihai. Și totuși există această pătură de oameni poate mai puțin instruiți, în orice caz mai puțin informați, care continuă să creadă, și o pătură consistentă, că regele Mihai a fost un tip care n-a făcut nimic și a fugit cu vagoane de aur. Sunt 100% de acord, dar am un amendament. Vă rog. Propaganda asta nu e perfidă. Perfidia presupune o anumită subtilitate. E o propagandă grosolană și ineptă, pentru că nu rezistă la o minimă analiză. Adică trebuie să fii bătut cu leu ca în cap să creeze asemenea gogoși. E imposibil. Dar n-ai cum, sub dominație stalinistă, care vagoane cu aur? De unde era aurul ăla? El nici măcar nu și-a luat toate lucrurile care erau ale lui, mm -hmm. nu ale coroanei României sau ale statului român, mm. lucruri de ale lui. Nu le-a luat cu el. Cărți vesel, tot felul de lucruri care erau ale lui. Și e, e, a fost spoliat. Asta este absolut, realitatea. Absolut. Colecția și de tabluri, familie e de, spus, e de spus un lucru. Uh, în momentul în care el a fost alungat din țară, comuniștii erau atât de puternic pe poziție, ca dovadă și modul în care s-au comportat cu el, încât a, 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 nu era nimic de negociat acolo. Adică chiar și să fi vrut regele să fi cerut ceva în compensație pentru că lasă tronul sau mai știu eu ce, nu era în poziția să o facă. E o singură discuție care merită să aibă loc pe tema asta. Dacă a făcut bine că s-a întors în țară în noiembrie 47 după nunta reginei Marii Britanie. El în 47, într-adevăr se duce la nunta reginei Elisabeta. actuala regină Elisabeta și se întoarce în țară în noiembrie, spunând, pe bună dreptate, sigur că ce, comuniștii se așteptau ca el să nu se mai întoarcă și că n-a vrut să le facă pe plac. Dar probabil, dacă nu se întorcea, nu mai era obligat să semneze aplicarea. Sigur. Deci, din punct de vedere politic, poate că era mai bine să nu se întoarcă uh, Dar atunci. Eu, Dar e discutabil, e pentru discutabil că s-ar fi și... putut interpreta... C a în făcut alt fel, taică Pe e de altă tațină. parte, e da. I se putea reproșa C a făcut, a făcut ca... exact ca căsătorie. Da. Dar a plecat a... la o nuntă și a rămas Poate acolo. Poate că tocmai de-aia. Nu, n-a plecat la o nuntă în 40. A, a fost. Nu, 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 vorbesc de 20. Dar a plecat la mormântarea, de fapt. Da. Dar în 26. Da, deci e foarte posibil ca una dintre explicații să fie asta. N-a vrut să facă precum Carol al doilea. Pe de altă parte, i-a pus pe comuniști în situația de a da o lovitură de stat. Pe 30 decembrie are loc o lovitură de stat făcută de niște trădători, fără Petru Groza și Gheorghiu. Deci sunt niște trădători care, cu sprijinul armatei sovietice, au impus au un alt regim. Într-un da. fel, i-a Într pus în situația de a face această mârșăvie fără nume, da? această trădare sinistră, da. lovitură de stat. Uh, Într-un i-a pus în situația asta. I-a pus în situația de a comite încă uh, o ticăloșie. Dar se poate discuta pe tema asta, da? dacă a, uh, a fost uh, înțelept sau nu, e complicată discuția. Și, în sfârșit, începe o lungă perioadă de exil, ceea ce este uimitor, pentru că, de fapt, toată viața, perioada, să spun, adultă uh, a vieții acestui om care a avut o tinerețe. Un copii, o copilă și o tinerețe, așa cum am descris-o, se desfășoară, de fapt, într-un exil mai degrabă modest. Întâi în Grecia. Mai degrabă tăcut. Uh -huh. Ne amintim că foarte mulți oameni din exilul anticomunist românesc îl cultivau, evident, și îi ofereau poziția de lider într-un fel sau altul, și el era mai degrabă reticent. A fost mai degrabă reticent. Uh, uh, nu vorba doar cum, de retigență, e și vorba de faptul că noi știm aviniții. destul de bine cum sunt românii, nu prea ai cu cine. Da, pentru că exilul era și el măcinat de tot felul de rivalități, invidii. El putea să împace, s-a Nu, n -n -ai cum să îmi... fi... pe n-ai pe cum, să cum să îi îi nu, i împaci. Orice ai fi, da? oricât ar fi de uh, minunat un rege, n-are cum să împace românii între ei. Că se mănâncă, unii pe alții știm cum este. da. Uh -huh. da țin minte uh, 90, când a fost tatăl meu ambasador, uh, venea A. B este un ticălos, după aia B despre C. E o jigodie. C despre A este un securist sau mai știu. Na, na, ce. Asta este uh, realitatea, na, din păcate. În plus de asta, securitatea era foarte prezentă în exil și sunt situații de oameni uh, importanți care au fost uh, cumva seduși. De securitate. Mă gândesc, de exemplu, la un om ca Panfil Șeicaru, care fusese un jurnalist anticomunist foarte virulent în anii 30. Ori el devine în anii 70 un simpatizant al regimului Ceaușescu. Sunt oameni din exil care dădeau informații despre rege. Și el și-a dat seama de lucrul ăsta de aici și o anumită dorință de a se proteja. E de înțeles. Însă vreau să mai spun ceva despre începutul exilului, și anume. Foarte importantă a Greek Connection, și da? anume grec. legăturile cu familia regală a Greciei, de care a fost întotdeauna foarte apropiat. Spus mama, lui, a lui, a evident, mama lui, evident, fiind da? prințesă uh, a, Greciei a Greciei și Danemarcei, uh, Grecie Danemarce, pentru că ăsta e titlul da. uh, complet. Uh, iar regele Paul l-a primit foarte frumos uh, în 48, acolo a avut loc și nunta, iar regele și regina s-au simțit întotdeauna apropiați de partea aceasta grecească uh -huh. a familiei. Uh -huh. Nu în ultimul rând, regina Sofia a Spaniei. Da, este da, da, tot da. o prințesă Princesor, a Greciei. Da, da. uh, și în exil, regele alege să ducă... De fapt, nu alege. Pur și simplu asta a fost. Duce o viață mai degrabă modestă. Își trăiește traiul muncind cu mâinile lui. Uh, are o familie, și are familie foarte demn are o familie admirabilă uh, patru nu? copii cinci. cinci copii cinci fete, cinci fete. Uh, nu e în săptămâna deci, mare noi așa uh... cântăm la biserică slavă îndelungă răbdării tale doamne ar fi cazul să cântăm și slavă îndelungă răbdării tale sire sau da. rege Bun, și uh, vine 1989 Societatea românească explodează, regimul comunist. Să nu uităm mesajul plenă. regelui din 21 decembrie 80. Da, e unul, e unul din mesajele interesante. Deși regele începuse să dea mesaje de anul nou, cred că cu vreo 4-5 ani în urmă. Da, dar știu că l ascultam Putem auzi la Europa, Europa liberă. liberă. Da, da, da. Cred că pe la jumătatea anului 80 are început acest, acest obicei regal de a da mesaje de anul nou. Cel din, din decembrie 89 a fost evident uh, extrem de puternic în contextul uh, știut. Bun, cade regimul Ceaușescu, cade regimul comunist, cel puțin din punct de vedere constituțional, România intră într-o perioadă de, de, de tulburare teribilă, practic toți anii 90 au fost așa, și în același timp își regăsește în această tulburare, într-un chip aproape miraculos, reperul pe Rege, pe care poate că îl uitaseră foarte mulți. În orice caz, erau generații care aveau o percepție destul de aburoasă în ceea ce îl privește. Și totuși, 1991, ne amintim, când după ce două-trei încercări ale regelui de a intra în țară au fost oprite într-un mod... Oribil. Cum să spun? Dacă, un amestec de, de prostie un, un și moment. de... Un da. moment. Primul demnitar român care se duce la Versoai este Alexandru Paliolog. În februarie uh, 1990, era ambasador la Paris, s-a dus uh, la rege și a scris un memoriu pe care l-a trimis lui Iliescu Brucan, cine uh -huh. mai erau pe atunci la putere. Uh -huh. Și a făcut o serie de recomandări. Sper să se găsească undeva acest text în arhive, pentru că uh -huh. e foarte important. Uh -huh. uh, arată cumva, aș zice, genialitatea tatălui meu a făcut niște recomandări care, din păcate, nu au fost Ce urmate, tocmai de apropiere, de recunoașterea rolului regelui, de invitare în România. Asta l-a asta sfătuit pe Iliescu să, să facă. Și Iliescu nu numai că nu i-a mulțumit pentru sfatul cel bun, dar l și dat afară, după cum bine știți, în mai 90, după 90, alegeri. Da. Regele Mihai a vrut să vină în România de paște uh -huh. în 90. Guvernul de atunci, condus de petre Roman, a făcut presiuni asupra companiei Swiss Air să nu fie lăsat regele să se urce în avion, iar regele, împreună cu o parte a familiei regale, a venit la Paris. Uh -huh și a sărbătorit Paștele la Biserica Românească din Paris, iar primul care a strigat trăiască regele a fost din nou același ambasador, Alexandru Paleologo. A fost un moment important. Eu atunci l-am cunoscut pe regele Mihai, am fost foarte impresionat de personalitatea lui, de această aură hieratică, augustă, de care vorbeam mai devreme. A urmat mizeria aia incalificabilă de la sfârșitul anului 90, când a fost întors cu pușca de pe de așa, șosea, de așa, de așa, de așa. absolut oribil, da? un moment de rușine uh, pentru țara noastră. De așa, de așa. Și mai e un lucru, să ne aducem aminte ce idioțenii puteau să spună, miniștrii, generale, da, era, armate române, erau, erau, era ceva incredibil. Era, era o reîncălzire incredibilă pentru vremea asta, exact a lozincilor, a lucrurilor spuse în anii 50 da. La alungarea lui. Acum a urmat, într-adevăr, anul 1992, Paștele, în care biserica a jucat un rol foarte important. No. E vorba de vizita la Suceava. No. Regele Mihai s-a dus să se închine la mormântul lui Ștefan cel Mare și al Mariei de Mango, asta no. e foarte important de subliniat. Iar apoi a fost. Momentul acela extraordinar din București. Aici trebuie să spun ceva: am un regret, și anume că nu s-a produs atunci întâlnirea între Rege și Patriarh. Păcat. Acum, nici Patriarhul nu a gândit-o din timp, pentru că Regele Mihai e un om care are nevoie de timp ca să proceseze ceva. Nu e un om care se repede. În plus, e foarte parolist. El se angajase să facă anumite lucruri, n-a vrut să depășească acel angajament. Uh -huh. uh, și, din păcate, nu s-a produs această întâlnire atunci. Regret foarte mult. De-al minte trebuie spus ceva, că țin minte, tatăl meu a recomandat uh, în Consiliu Regelui uh, reluarea uh, relațiilor cu patriarhul. Uh, lucru care s-a produs urmă uh, ulterior. Mă gândesc la anii 94-95, când principesa Margareta și mai cu seamă regina Ana au dat curs unor invitații venite pe filieră bisericească. Mm -hmm. De altminte, cred că ar fi cazul să și vorbim despre dimensiunea creștină a monarhiei. Da? Pentru că e un lucru foarte important. Bun, acum eu nu, nu consider că există o superioritate intrinsecă a monarhiei față de republică. Sunt republici pe care amândoi le admirăm Fii. foarte mult. Însă, în lumea contemporană, cred că e nevoie de ancore pentru ca anumite transformări să nu se producă, anumite revoluții ideologice și culturale să fie pe cât posibil întârziate. O asemenea ancoră este uh, monarhia, cred eu. Um, da, uite, o să, o, să, o să merg și eu mai departe spre finalul acestei emisiuni, pe ideea pe care ați deschis-o, să vorbim un pic despre rolul, rostul monarhiilor astăzi în, în Europa. Fără îndoială, modelul republican este cel care domină, chiar și monarhiile sunt foarte, foarte slăbite din punctul de vedere al puterilor reale, executive sau legislative, sunt pur și simplu simbolice. Dar totuși vreau să evoc... În la... afară de monarhii serioase precum Emiratele Arabe, de exemplu. Da, vorbeam, vorbeam, da, Europa <laughs> sau Cristiană. Thailanda. Aici, aici misiunea se numește Europa Cristiană. Să știți Există... că din unele puncte de vedere s-ar putea ca să avem mai multe în comun cu societăți tradiționale din afara Europei decât cu uh, revoluționarii poate, ideologici poate că da. din Europa. Poate că da, dar lăsați-mă în continuare să cred că mai avem încă să ne descoperim, uh, noi, românii, uh, dimensiune europene în rădăcinile noastre și să le cultivăm, și după aia o să ne ocupăm noi și de spațiile ceva mai îndepărtate. Uh, vreau însă să uh, evoc aici un citat din Winston Churchill 1946 despre monarhii. El reflecta, repet, 46, sfârșitul, se terminase al doilea război mondial, vedea bine Winston Churchill ce a însemnat uh, uh, acest război pentru omenire și spune el, citez, dacă aliați în procesul de pace de la Versailles se referă la primul război mondial, ar fi permis unor Hohenzollern, Wittelsbach, Habsburg să revină pe tronurile lor, n-ar mai fi existat Hitler. Da, are 100% dreptate. Churchill era profund monarhist. Da? Este un conservator de școală veche. Mm -hmm. da? El de aceea era și cam marginal în Partidul Conservator. Uh, conservator. Uh, acum ar mai trebui spus ceva în legătură cu dimensiunea asta creștină a monarhiei. Există mai multe tipuri de monarhii. Da? Nu sunt toate la fel. Uh, există monarhii Preponderent militare, există însă și monarhii care au o componentă sacerdotală. Acum, e adevărat că această componentă sacerdotală nu e foarte prezentă în uh, Monarhia uh, Honsolor, în, în istoria României. Nu zic că e absentă total. Există această componentă, dar nu este atât de puternic uh, uh, um, prezentă cum a fost în Monarhia Românească veche. Uh, ultimul uh, domnitor uh, care este consacrat după ritualul bizantin la Constantinopol este Alexandru Ioan Cuza, mm -hmm. Ceea ce e un mare paradox că el e totodată. Da, 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 da. da. Dar el e ultimul care este uh, consacrat la Constantinopol de către Patriarhul uh, Constantinopolului conform unui ritual uh, da. vechi. Da. Uh, monarhia modernă în România are. Preponderent o dimensiune militară. Cea sacerdotală e prezentă, sigur că este, dar nu e foarte pronunțată. Da? Uh, putem vorbi foarte mult despre tipurile de monarhii, e un subiect pasionant, sigur. Uh, fără îndoială, și uh, pentru cunoașterea creștinismului eu zic că e esențial, pentru că uh, monarhia bizantină joacă un rol fundamental în cristalizarea ortodoxiei. Uhum. Suntem cea, ceea ce suntem ca ortodoxi și pentru că avem acest trecut uh, care explică an, multe lucruri. Da? Vorbesc de uh, împărați precum Constantin, uh, Sfântul Constantin și alți împărați care uh, uh, cum să spun, uh, da, asumă această componentă sacrală da, a monarhiei. Dar da, vedeți, lucrurile sunt un pic îmi pare a fi un pic invers în cazul României. Dinastia noastră, cât am avut acolo patru regi, nu mai mult... E, uh, e ceva. E ceva, da. E bine să nu alți, fie prea alți, mulți. Alții au e bine să da. nu fie prea mulți. Bun. Deci dinastia noastră este o dinastie care vine dintr-un spațiu neortodox. Uh, regii asumă conducerea României mai degrabă dintr-un spirit de, de loialitate de natură, să spun, politică și constituțională și nobiliară, dacă vreți. Și înțeleg să se apropie de ortodoxie ca parte a acestei datorii. Da. Regele Mihai e. este probabil primul, cel mai ortodox eu care s-a născut ortodox a fost botezat și ortodox. Era un om profund și profund religios. Și profund religios și uh, îmi place că văd că uh, familia lui în aceste în aceste momente ține foarte mult ca toate ritualurile ortodoxe să fie păstrate pentru că omul așa a vrut. Bun. Deci este și povestirea dar, și povestea că vreți convertirii unei ramuri a unei importante familii monarhice europene la ortodoxie. E îmi Da, Carol I și Ferdinand nu, păi asta aveau bă, asta rog, asta altceva în suflet deci, Încet, sigur, spus, da. sigur da. Sigur. Încet încet, iată la a patra generație Uh, nu, e o familie care a, a pornit cu un Carol I care evident că nu era, nu era ortodox uh, și, -a înțeles, și a înțeles o, o lealitate față de statul Bun, român. Acum, și s-a terminat cu țeși. Mihai. Și, a, care era ortodox. și acum avem un șef de stat care e protestant. Da? Deci nu, nu cred că piere ortodoxia, a, dacă nu, șeful nu, statului... Stați puțin, -a spus că nu, nu, glumeam eu acum. Nu, eu nu cred că dumneavoastră vreți să comparați un președinte cu un rege. Tocmai nu, nu, voastră. cât uși de puțin. <laughs> cât uși de puțin. <laughs> da, da, uh, da, și uh, da. Iohannis a fost ales da, de o majoritate sigur. consistentă de români. Deci Așa nu e. cred că, că e o mare problemă și voturile lui Iohannis au fost date tot de nu Asta, într-un fel, arată ceva foarte important despre deschiderea românilor. Dacă Totuși, cu defectele noastre, avem această calitate da, da. Te de te receptivitate, mire, de românii, îngăduință. Rom de... Românii l-au acceptat. O să spun, românii în 2007, era normal ca românii în 2016 să fie mult mai deschiși decât românii la 1866 sau după, că românii atunci l-au acceptat pe Carol I. Nu au văzut o problemă națională neapărat în, în, în venirea neamțului Petron. Da, eu mai cred ceva. De ce, de ce să ne mirăm că 100 de ani mai sau 150 de ani mai târziu uh, am votat da, un, un președinte mai cred ceva, neamț? Da, mai cred ceva. Că Biserica Ortodoxă de atunci a preferat un principe catolic, uh, însă religios, uh -huh. Unui domnitor român, dar care era profund antiortodox. Mă refer la uh, Alexandru uh -huh, Iacuză. Uh -huh, uh -huh. uh, să nu uităm că Biserica Ortodoxă tocmai ieșea din prigoana, și zic bine, prigoana uh, lui Cuza. Da, da? Totuși, da. avem un mitropolit al Moldovei care moare uh, în. Uh, Mazilit, ca să spun așa. Mă refer la Sofronie Miclescu. Da? Da. Și ce s-a întâmplat atunci e destul de urât. Da? Da. Și eu am impresia că Biserica Ortodoxă a răsuflat ușurată că a venit Catolicul, măcar ăsta nu este ostil uh -huh. Ortodoxiei, uh -huh. respectă Ortodoxia, uh -huh. urmează riturile și se apropie. Ei, uh, totuși, au făcut acest efort de a înțelege Ortodoxia, de a înțelege Spiritul uh, României, mare lucru. Mi se pare uh, formidabil. Ca uh, adaptare și Așa ca uh, asumare a unei datorii, a unei responsabilități. Și aici vreau să punctăm asta, uh, pentru că și asta e o acuză care se aduce regelui Mihai I, și anume că, de fapt, nu era român. E bine, poate dacă putem spune lucrul ăsta despre Carol I că a devenit român, într-o măsură oarecare, despre Ferdinand că a devenit român, e de spus, Mihai I, I s-a născut român. Nu există da, niciun eu... fel de dubiu asupra da. românității lui și cred că e bine să, să subliniem asta. Da, știți că eu știu cum e că sunt tot felul de idioți, de exemplu, care spun despre mine lucruri de genul ăsta, ceea ce e culmea prostiei adică... Am un strămoș grec la 1800. Da, și portul, nume grecesc. mai că numele ăsta grecesc e parte din istoria României. Ștefan cel Mare era căsătorit cu o să paleologu. Icoana de la mănăstirea Neamț a fost dată de Ioana VIII-a lui Alexandru cel bun. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Sigur, cu cea mai mare plăcere oricând. Dar ce vreau să spun e altceva. E un tip de xenofobie tâmpă. Da, da, care da, se da, manifestă da. și în genul ăsta de uh, atitudini. Uh, important este uh, care este uh, relația uh, unui om cu națiunea. Ori regele Mihai este un model de uh, patriotism, aș zice chiar de naționalism. Omul ăsta în fiecare clipă a vieții lui s-a gândit la România. Putem spune fiecare dintre noi același lucru? Ar trebui tocmai uh, să ne simțim rușinați de slabul nostru patriotism în comparație cu omul ăsta care a trăit o viață întreagă dedicat unei idei. Acum, să ne înțelegem. Ceea ce îl caracterizează, în primul rând, pe regele Mihai, este simțul datoriei. Dacă nu înțelegem asta, nu înțelegem personalitatea asta, lui. Este acesta principala caracteristică a unui monarh? Așa trebuie să fie. Ba da, monarh. dar uite că motorul personalității lui Carol al II-lea da, e da, altul. Da, da. Uh, nu, nu condamn, dar e alt da. uh, motor. Uh, el e un om al datoriei și, din punctul ăsta de vedere, seamănă foarte mult cu în I și cu Ferdinand. Uh -huh. uh, Ori, uh, cei care spun că nu e român, să se uite în oglindă și să se întrebe dacă Câte ei au față de România uh, dedicația pe care au avut-o acești nemți. Domnule profesor, uh, pentru că... Mihai, uh, nefiind foarte nemții, el e mai nu, degrabă nu, uh, uh, un amestec. Uh... Uh, domnule profesor, pentru că i-ați ați îndemnat pe acești oameni să se uită în oglindă, dați-mi voie să uh, evoc vorba unui autor pe care amândoi îl prețuim, C.S. Luis, care spune așa «Monarhiile pot fi ușor răsturnate, dar priviți fețele celor care se repet să le răstoarne». <laughs> Și cu asta am spus și tot. Și cu asta am spus tot, <laughs> e adevărat. Domnule vreau să noastră se oprește aici. Mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă, să revocăm pe regele Mihai I. Dumnezeu să-l odihnească și să sunt convins că acolo, la Dumnezeu, unde s-a dus, va avea parte de, de, de un loc bun. Și mă bucur că la Trinitas nu se spune că a trecut în neființă. Formulă care Dumnezeu, mă exasperează. Da, e adevărat, te adevărat, asta cu a trecut în neființă. În fine. Să spunem doar atât. E profund adevărat. Oamenii nu trec în neființă niciodată. Asta e de spus. Bine, vă mulțumim mult, domnule profesor. Doamnelor și domnilor, săptămâna viitoare vă aștept din nou la Europa Cristiana. Până atunci, citiți și rugați-vă o seară bună.